Să-mi luminezi viața mea Fetița inimii mele Cu ochii tăi ca două stele Din cer eu te-am văzut Și alt pântec nu am vrut Doar tu ești zâna bună Să fii mereu împreună Dragii mei, Iată, ne ajungi la a cincea rană emoțională, și anume rana de trădare. Sunt extrem de curioasă să văd ce mai scoate la suprafață această rană. Toate acestea și mai multe vom discuta cu Georgiana Tanase. Bine ai venit, Georgiana! Bine te-am găsit! Ce facem cu trădătorii? Păi, cu trădătorii înțelegem că ei ne arată propria noastră rană de trădare. Și uh, rana asta se formează tot în copilăria timpurie, în perioada uh, de vârstă între 2 și 4 ani. Și de obicei se uh, formează în relație cu părintele de sex opus, adică tații cu fetele și mamele cu băieții. Ce nu trebuie să facă tații pentru a nu dezvolta această rană? Sau ce nu trebuie să facă mamele în relație cu băieților? Părinții trebuie să-și să țină promisiunile. Atunci când promit ceva propriului lui copil, să, să încerce să se țină de promisiune. Căci fiecare amânare, fiecare um, um, promisiune nerespectată îi va arăta copilului că de el nu se ține cont. Și că -e important, că nu contează. Exact. Și atunci el va dezvolta o mască a dominatorului. Și va începe, ușor, ușor, să-și terorizeze părinții. În ce fel? Păi, o, o să fie destul de demanding, spun eu. Vreau asta acum. Dă-mi asta. Fă-mi asta. Dictator. Dictator, da. Dictator și terorist. Acei părinți care au un astfel de copil, e important să, să se gândească la ei înșiși. Ce au făcut de-au ajuns în asemenea situație? Ce este cel mai important este că această rană uh, ne ajută, cu ghilimele de rigoare, să ne alegem niște parteneri infideli, niște parteneri care să ne confirme trădarea din copilărie. Deci fetele înșelate, de fapt, au această rană a trădării. Da. Au fost trădate de tați, fetele. Așa e. Și băieții la fel. De de -și vor alege niște partenere care îi vor înșela. Părinții trebuie doar să își respecte promisiunea sau sunt mai multe lucruri de care trebuie să țină cont cu care să nu-i dezamăgească pe copii? Cumva, nu doar când spun îți promit un lucru, ci cu toate, când îi creează copilului niște așteptări, îi promite copilului marea cu sarea și de fapt el nu e acolo mm. niciodată, nu îl duce în parc atunci când îi spune, uh, nu se uită la un desen împreună sau nu se joacă împreună și spune și mai târziu, și mai târziu hai de mâine ca să sunt obosit. Dar mi-ai promis. Nu mai contează. Mâine. Dar fi atentă că mai sunt și alți copii cărora vin către, sau care vin către părinți și spun, mi-ai promis că îmi cumperi nu știu ce, iar părintele nu a promis nimic. Și nu la acești părinți ne referim. Ce este în spatele acestui comportament abuziv al copilului care merge la părinte și spune mi-ai promis, fără ca părintele să fi făcut acest lucru? E, e o modalitate de a cere atenția. Și e o modalitate, hai să așa, prin care copilul manipulează părintele respectiv, căci părintele, având multe pe cap, uneori, fie vorba între noi, nu-și mai ce aminte dacă a promis sau nu. Și dacă o dată sau de două ori cade în capcana copilului, îi va uh, întări comportamentul ăsta al copilului și el va continua. Da, mai promis că îmi spui nu știu ce, da, mi-ai promis că îmi cumperi, că îmi faci, că vii cu mine... Că o sunt pe prietena mea și facem un over, tot felul de lucruri. Masca acestei răni, a, trădă a trădării, este dominatorul. Masca dominatorului, nu? Așa. -i. Spunem despre teama acestei măști. Teama acestei măști este de separare. Pentru că rana, cu cât rana de trădare este mai profundă, cu atât această persoană care are masca sa a dominatorului se va duce într-o relație și va ține cu dinții de ea până la un moment dat. Teama lui cea mai mare. Sau până teama... la care moment dat? Până la momentul în care durerea va fi mai mare decât rana. Uh, și una din temeri sau temerea cea mai importantă este separarea. Separarea în cuplu de cele mai multe ori. Pentru că, da? Dacă... Teama de nou? Teama de nou, teama de schimbare. Uh, și teama de, de a fi singur. Separarea asta, cumva, îi, uh, îi confirmă faptul și îi întărește faptul că el a fost rădat și intră în contact cu această vulnerabilitate. Așadar, uh, cu cât este teama mai mare, cu atât el va alege un partener infidel care va sfârși prin alt Și inevitabil, la un moment dat, se ajunge la, la separare. Dacă rana este foarte profundă, rana asta de trădare, persoana nu este capabilă să iasă din relație și nu se va separa. Sim. Și aduc în, aduc în minte tot felul de uh, motive, cum ar fi copii, uh, banii, ce spune lumea și va rămâne în relație unor chiar toată viața. Cu cât e rana mai profundă, cu atât persoana nu va fi capabilă să se separe, pentru că teama este foarte puternică. Infidelitatea acelui care este în cauză intră la aceeași rana? Nu. El vine și înșală ca să confirme rana partenerei sau a partenerului. Aș vrea să-mi spui cum se comportă o persoană care are masca Dominatorului. O persoană adultă cu această mască, și ne întoarcem tot așa la comportamentul din cuplu, că este cel mai simplu de, de povestit, are tendința de a fi, aș putea lua de data asta un exemplu, ca fiind femeia care are masca de Dominator, este că este extrem de exigentă. Cu ea însăși și cu cei din jur. Mai mult atât, decât atât, este o persoană care vrea să demonstreze că este puternică, capabilă, se descurcă și face față tuturor provocărilor. Cu cât ea este mai exigentă, cu atât partenerul va tinde să caute în altă parte. Care este personalitatea Dominatorului? Uh, persoana care are această mască a Dominatorului uh, are o personalitate extrem de puternică, cu niște principii foarte clare, foarte uh, puternice, și încearcă cu forță să le introducă și celorlalți sau partenerului, fie prietenilor, fie familiei, fie partenerului. Uh, această persoană uh, își dorește. Cu tot din adinsul, ca ceilalți să adere la propriile lui credințe. Și fiind atât de focusat pe, pe acest proces, pe propriile credințe, pe, pe ceea ce le transmite, uneori își pierde din, din interesul și din conexiunea cu partenerul. Și de aici, celălalt vine să-i confirme înșelându-l. Și și confirmă această, această rană de trădare. Cu cât este exigența mai mare și cu cât uh, focusul către a-și propune propriile credințe este mai mare, cu atât dispare conexiunea și apare trădarea. Cum știu femeile care își aleg un partener care va fi infidel, că acela este partenerul? care va călca fix pe aceeași rană. Cred că semnele sunt de la începutul <coughs> relației. Căci un partener care înșală constant va înșela din prima secundă. Nu va fi capabil să stea foarte mult timp în relație fără, fără să facă asta. Și va veni către... Da, da, poate partenera nu știe și află după câțiva ani. Eu cred așa, că semnele sunt de la bun început. Nu vezi pentru că nu vrei sau pentru că apare focusul acela către propriile credințe pe care tu vrei să îi le transmiți celuilalt. În sensul în care vedem în partener ceea ce vrem noi să vedem, exact. nu neapărat ceea realitatea. Ceea ce este el cu adevărat. Și atunci, um, datorită focusului pe altceva, um, nu mai suntem atenți la, la ce se întâmplă cu adevărat în spatele cortinei. Și tindem să ne alegem oameni care ne păcălesc. Și noi acceptăm să fim păcălite pentru a vindeca oarecum această rană, nu? Da, oamenii ăștia nu vin degeaba către noi. Ei vin să ne arate că, de fapt, acolo există această rană de trădare care este importantă și rana de trădare te împiedică pe tine să te conectezi cu adevărat la partener. Și atunci, rezolvând propria rană de trădare, te conectezi mai puternic cu partenerul tău și atunci el nu va mai înșela. Cum se manifestă copilul cu această rană de trădare? Mai exact cu masca dominatorului. Copilul cu rana de, de trădare este un copil dominator, este un copil care impune regulile în casă impune regulile uh, la grădiniță, la școală și ulterior în grupul lui de prieteni în adolescență. Uh, sunt acei copii care vor să facă doar ce vor ei? Așa e, sunt acei copii care, vorba aia este in my way or the highway. Sunt copiii care uh, au toleranță scăzută la frustrare, nu acceptă și părerea celorlalți. Și de cele mai multe ori își pierd prietenii și schimbă foarte des grupul de prieteni sau prieteniile prin clasă cu colegii. Din păcate, nu fac altceva decât să se pună în situația de a fi trădat. Știi, că dacă el nu ține cont de, de cei din jurul lui, la un moment dat, ce se va întâmpla? Se va separa de ei. Ei vor pleca și se reconfirmă rana. Adică, va intra într-un cerc vicios în care în toate relațiile lui sociale își va confirma această rană. Îi vezi pe cei copii mici, 5, 6, 7, 8 ani, care atunci când, sau poate și mai mari, care atunci când li se spune ceva sau li se atrage atenția într-un mod chiar subtil, își pun mâinile la urechi să nu audă și de bla, 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 ei clar se încadrează la această rană, nu Da, așa e. Pentru că, că nu sunt deschiși, sau nu vor să audă o altă perspectivă în afară de perspectiva lor proprie. Cum trebuie să dezbată această problemă cu copiii părinții? Sau A. ce trebuie să facă părinții când au un astfel de copil care își pune mâinile la urechi și nu vrea să audă o altă perspectivă? În primul rând, se vindecă ei, își vindecă ei propria lor rană de trădare. Apoi, părinții au această rană da, obligatoriu. Da, părinții au această rană de trădare, altfel ele nu ar mai avea acea regulă de transmitere din generație în generație. Întotdeauna, toate rănile astea pe care le avem noi, le au și părinții noștri, că de aia l-am primit. Și primul pas este să se ducă ei să-și vindece propria rană, să devină mai conștienți, să apeleze la un specialist și ulterior să fie învățați de către propriilor terapeuți cum să procedeze în relație cu copilul. Adică de multe ori nu e nevoie să duci copilul la terapie, ci înveți tu cum să schimbi mediul de acasă încât copilul să își repare această rană. Ce va simți copilul devenit adolescent care are această rană? Ah. El își va căuta o iubită sau un iubit uh, care îi va confirma acest lucru. Își va căuta un grup de prieteni unde se va duce cu forța să își împună propriile reguli, păreri, tendințe în modă, în TikTok, în ce vrei tu și uh, nu va ține cont de ce spun cei din jur și va, îi va fi ok o perioadă. Până când? Până când ceilalți se vor supăra și îl vor părăsi. Se va întâmpla separare. Ce se va întâmpla cu el atunci când va fi părăsit sau trădat? Va suferi foarte mult. Uh, și aici e cheia, căci dacă va rămâne cu el și va conștientiza de ce a ajuns în asemenea situație, data viitoare s-ar putea singur să-și repare comportamentul. Dar dacă va arunca vina și responsabilitatea pe ceilalți, el își va confirma în următoarele relații aceeași rană, de fiecare dată. Cel care trăiește rana asta de trădare se minte pe el însuși. Pentru că se păcălește că cu o anumită perspectivă și o anumită realitate. Această rană de trădare poate fi vindecată în copilărie sau adolescență. Ea poate fi vindecată pe tot parcursul vieții, se poate repara mai ușor în copilărie prin relația cu părintele. Părintele poate face asta și ulterior în adolescență când adolescentul va apela la, la terapia lui personal. Cum arată un părinte care dezvoltă în propriul copil uh, rana aceasta? E un părinte care uh, își ia foarte multe lucruri asupra lui, preferă să facă lucrurile de unul singur, ci un părinte la fel de rănit, la fel de trădat, căci, cu siguranță, acolo, partenerul l-a trădat și pe el. Și dacă nu se întâmplă acest lucru? Dacă nu se întâmplă în infidelitatea cuplu? în cuplu, și totuși, Copilul dezvoltă această rană? În momentul respectiv, părintele poate să se întoarcă și să vadă de unde a plecat această rană lui, pe care a transmis-o sub formă sau alta. Poate Dar din propria copilărie? Din propria copilărie, din propria relație cu părinții. Dar trădarea asta nu e neapărat doar în cuplu. Poate fi și într-o relație de prietenie. Să ai o prietenă de 15, de 20 de ani, și dintr-o dată ea se vindecă, poate, sau își dă seama de relația cu tine și pleacă. Și atunci separarea poate fi și acolo. Iar copilul poate vedea asta în reacția ta. Deci, cumva, tu ai pățit această trădare, această infidelitate în prietenie. Ce simte uh, adultul care are masca dominatorului? Simte multă neîncredere, uh, nu de deleagă sarcini, preferă să facă totul el singur, nu are încredere că ceilalți se vor descurca. Și atunci, focusându-se pe propria persoană și pe propria putere și capabilitate, Ușor, ușor se deconectează de la ce este în jur. Și, din păcate, ceea ce simte el este tristețe, durere, la gândul că uh, va rămâne singur. Dar atunci când ești trădat din două părți, mai exact partenerul cu prietena ta, sau invers, partenera cu prietenul tău? E clar, e un moment extrem de dureros și atunci ne putem da seama că rana asta de trădare este foarte puternică și adâncă dacă tu, în viața asta, ți-ai ales doi oameni care să-ți confirme această rană în același timp. Și acolo este mult de vindecat. Deci foarte noi puternic. venim pe lume alegând, înainte de a ne naște, rănile pe care... Le vom trăi, și cumva tot ceea ce va urma în urma acestor trădări, acestor răni, celor cinci răni care duc cumva la niște comportamente pe care poate niciunul dintre noi sau cei care ne, ne privesc nu s-ar gândi cât de departe pot merge, că într-o oarecare măsură îi spune sunt doar niște comportamente care țin de educația ta, țin de felul în care te-ai dezvoltat, țin de propria structură, dar de fapt la bază stau aceste cinci răni emoționale care duc mai departe spre comportamentele pe care le avem noi ca oameni. Și da, noi când venim și le alegem, înseamnă că de fapt le alegem tocmai ca să le vindecăm. Care este procentul de vindecare? Nu, nu aș ști să-ți spun în acest moment care e procentul de vindecare, dar pot să zic care e procentul de vindecare în terapie. Căci oamenii care vin, fie că sunt răni, fie că eu le spun scheme, fie că alții le spun sub multe alte moduri, um, oamenii care sunt deschiși se vindecă. Se vindecă de-a lungul vieții lor, constant. Cum ne vindecăm? În primul rând, cred că cel mai simplu, ne putem da seama, în primă fază, de masca pe care o purtăm. Pentru că acolo sunt niște comportamente foarte clare. Descoperind masca ta, îți descoperi și uh, rana. Descoperindu-ți uh, rana, uh, încerci să te conectezi cu propria Durere, rușine, singurătate, tristețe, pentru a putea ajunge să o vindeci. Adică este conexiunea cu copilul interior și vulnerabil, de care începi să ai grijă și să-l crești, să-i spui că îl iubești, că ești acolo pentru el, indiferent ce se, va, ce se va întâmpla. Nu vei renunța niciodată. Și apoi este acea iertare de, pe, de care îți spuneam. Iertându-ne pe iertându părinții, iertându-ne pe noi înșine, cumva acolo este vindecarea finală a rănii. Atunci când există foarte multă furie și durere și tristețe în fiecare dintre noi, cum putem ierta? Acceptând că aceste experiențe vin către noi pentru a ne ajuta să ne înțelegem pe noi înșine, de fapt. Pentru că cei din jurul nostru vin să ne arate ceva. Oamenii vin și pleacă din viața noastră. Vin să ne învețe lucruri și apoi pleacă. Nu e mult ai să rămână toată lumea alături de noi. Și e în regulă să acceptăm asta. Cred că este important să dobândim înțelepciunea prin care să conștientizăm că nimic nu este personal. Oarecum în viața noastră, în tot ceea ce se întâmplă cu relațiile celor din jur, ci este o călătorie noastră prin care suferim, ne doare, luăm toate experiențele vieții bune sau mai puțin bune, tocmai pentru a ajunge în punctul cel mai pur, probabil așa cum ne-am născut, nu? Da, și cât mai aproape de, de adevărul nostru interior. Mie îmi place să spun așa, cumva și ca o încheiere, um, vindecarea um, este un proces continuu. Vindecarea înseamnă iubire, iertare, acceptare și ea durează fix atât cât tu ai nevoie. Aș vrea să le spui celor care poate au intrat pentru prima dată pe acest canal și se uită pentru prima dată la noi de deci ce am ajuns în acest punct, la a cincea etapă, la a cincea rană emoțională și să îmi enumeri toate cele cinci răni cu măștile aferente. Cele cinci răni emoționale pe care noi le-am discutat pe parcursul emisiunilor sunt următoarele: rana de uh, respingere cu masca fugarului, rana de abandon cu masca dependentului, rana de umilință cu masca masochistului, rana de nedreptate cu masca rigidului și ultima este rana de trădare cu masca dominatorului. Cu timpul, noi alegem aceste răni, să le vindecăm sau nu și alegem să luăm cu noi aceste măști ale rănilor noastre pentru a ne adapta vieții de zi cu zi. Alegând masca, ne alegem pe noi mai puțin. Alegând rana să o vedem, venim către noi și putem atunci să o vindecăm cu adevărat. Așadar, vă sfătuiesc să intrați pe canalul de YouTube Mami crește o frumos și să căutați toate cele 5 răni emoționale pentru că Georgiana ni le-a explicat în detaliu, a explicat de ce avem aceste comportamente, de ce avem aceste tipare psihologice și cum putem să vindecăm tot ceea ce ne macină și tot ceea ce nu este în esența noastră. Mulțumesc, Georgiana! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc și vouă pentru că ați stat și astăzi și ne-ați urmărit ca de fiecare dată și vă aștept și data viitoare cu noi subiecte și noi invitați surpriza. La revedere!